Aș vrea ca următoarea rugăciune să fie o rugăciune de mărturisire înaintea Domnului. O rugăciune în care să ne plecăm adânc înaintea lui Dumnezeu. Să știți că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, așa cum spune Scriptura. Și m-am uitat în viața lui David și aș vrea să citim din 2 Samuel, din capitolul 11. Aici spune că David, într-o după-amiază spre seară, a făcut un păcat foarte mare. Foarte mare a fost păcatul. Și după acest păcat, să știți că diavolul nu doarme și imediat aduce altul și altul și altul și sunt aici cel puțin 7-8 păcate pe care omul acesta le face. Odată cade în păcat cu femeia aceea frumoasă, știți, întâmplarea asta, cu Batșeba, nevasta lui Urie, era nepoata unui prieten al lui Ahitofel, era fiica unui prieten, da? Și era nevasta unui prieten, soția unui prieten, al Urie. Toți erau prieteni cu David. Și David păcătuiește de cel puțin 3 ori împotriva prieteniei a 3 bărbați deosebiți. Al lui Ahitofel, al lui Eliam și al lui Urie Hetitul. Și uitați-vă, femeia asta, după ce cade sau David cade cu ea în păcat, imediat urmează un alt păcat, are gând rău omul acesta și vrea să ucidă, după aceea îl îmbată pe Urie, știți întâmplarea, după aceea îl ucide pe Urie cu sabia altora și după aceea omul ăsta e prins de lăcomie. Uitați-vă în capitolul 12, a venit un călător, bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oi, a luat oaia săracului și apoi pe lângă lăcomie vine mânia. David s-a prins foarte tare de mânie și a zis, omul acela trebuie să moară. Era vorba chiar de el. Și atunci prorocul Natan își întinde degetul și zice, tu ești omul acela. Și dacă ne uităm în psalmi, aici am vrut să ajung, există 7 psalmi de pocăință în care David, fraților și surori, nu-l numește păcatul greșeală, nu-l numește păcătuț, nu-l numește nu știu cum, cum avem noi tendința să facem. Nu-l ascunde, nu-l mușamalizează, nu. El spune, sunt un păcătos și merit moartea înaintea lui Dumnezeu. Și fraților și surori, spuneam, doresc din toată inima să facem o rugăciune de mărturisire. Se spune despre Martin Luther că atunci când se uitau oamenii la el și când el începea să se roage, era milă de el cum se ruga. Îți era milă. Doamne, așa. Și el își expunea tot ce avea în inima lui înaintea lui Dumnezeu. Așa de adânc cobora omul acesta, dar spun istoricii că după ce el se mărturisea înaintea lui Dumnezeu, venea partea a doua cu cererile și îți era frică să deschizi ochii pentru că îl simțeai pe Dumnezeu aproape. Că imediat după ce omul ăsta cobora jos în mărturisirea lui, imediat Dumnezeu îi dădea o autoritate de mijlocire ca să ceară lucruri pe care Dumnezeu îi le dăruia. La un moment dat i-a scris unui prieten un bilet și a zis, n-ai voie să mori, auziți? N-ai voie să mori și ăsta era pe moarte. E nevoie de tine în lucrarea lui Dumnezeu, ridică-te în numele lui Iisus și pleacă în misiune. Și s-a ridicat, după ce a citit biletul, a intrat Duhul de viață în muribundul acela, s-a ridicat și a plecat în misiune. Asta vrea Domnul de la noi. Eu cred că vreți ca Domnul să asculte rugăciunile noastre, cauzele acestea pe care le avem aici și altele pe care nu le avem. Dar haideți să facem curățire totală și să coborâm în adâncimea sufletului nostru și să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu. 7 psalmi de pocăință. Mergem în psalmul 6, e primul psalm a lui David, primul psalm de pocăință. Și haideți să vedem cum definește omul acesta păcatul. Odată omul acesta
Știți cum îl vede pe... Și știți cum, am văzut. Doamne, ai milă de fiul meu, îl cheamă așa, îi pe căile lumii. Doamne, ai milă de fiica mea, a fugit de acasă, nu este acasă, a plecat din adunare. Doamne, ai milă de soțul, ai milă de soția, n-avem pace. Dacă noi am privit fraților și surori cu milă și nu s-aruncăm cu piatra în ei, am vedea așa cum vedeau oamenii lui Dumnezeu păcatul și ne-am rugat ca Dumnezeu să-i dezbrace de stările păcătoase și de apăsările pe care le aduce vrăjmașul și Domnul să-i elibereze și Domnul să-i descătușeze și apoi să vină în casa lui Dumnezeu și să laude numele lui Dumnezeu. Psalmul 6, versetul 2, păcatul este vierme. Dacă tu așa vezi că păcatul acela care a venit în viața copilului tău e un vierme, care vine și roade la rădăcina inimii lui, a ființei lui, ca la rădăcina unei plante. Și în locul lui ai putea să vii și să strigi. Zici, Doamne, mă identific cu Pavel, cu Diana, cu Cutare. Doamne, în locul ei, în locul lui, uite cum mă rog, ai milă, Doamne, de mine că mă ofilesc. Și atunci Dumnezeu să zică, da, am milă de tine. Doamne, ai milă de noi. Păcatul este un vierme care roade la rădăcina inimii noastre. Păcatul este un pericol de moarte, tot versetul 2. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. De ce tremur? Pentru că văd un pericol, văd ceva. În fața mea ceva și mi-e frică nu cumva să cad într-o groapă, nu cumva să ajung undeva rău. Și atunci păcatul e un pericol care mă urmărește. Păcatul este boală, vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Păcatul este o nenorocire, mi-e groază, în fața mea este iadul. Și atunci sufletul meu, spune versetul 3, mi-e îngrozit de tot. Versetul 5, păcatul înseamnă moarte. Că-și cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine. Versetul 6. Păcatul este neputință. Nu mai pot gemând. Sunt apăsat. Păcatul înseamnă degradare interioară. Versetul 7. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Acesta este primul psalm de pocăință. Și bine spunea cineva. A dat un răspuns unui om și omul acela spunea, dacă David a păcătuit, de ce nu pot păcătui și eu? Că doar Dumnezeu l-a iertat și mă iartă și pe mine. Și răspunsul care a fost dat acestui om a fost următorul. David a păcătuit o singură dată și a plâns toată viața. Tu păcătuiești toată viața, măcar o dată dacă ai plânge, măcar astăzi dacă ai plânge. Măcar astăzi dacă ar cerceta Domnul pe cineva și să vedem că vine în casa lui Dumnezeu, că se pot întâmpla și astfel de lucrări, astfel de minuni. Și uitați-vă, mergem în Psalmul 32. Păcatul este boală în oase, versetul 3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Eu sunt născut în 1981 în Câmpia Turzii. Și în 1987, deci aveam 6 ani, mătușa mea care locuia cu noi în aceeași casă, era necăsătorită, avea peste 20 de ani, în anul 1987 a fost identificată cu cancer în oase, în special în coloana vertebrală. A mers la medic, i-au făcut puncție și i-au luat o mostră din coloana vertebrală și au zis, îi plină de cancer, nu avem ce să-i facem. Au adus-o acasă, țin minte și acum cu salvarea. Era întinsă pe un cearșaf și așa au adus-o cu cearșaful, pentru că orice mișcare o durea, orice mișcare, orice atingere o durea. Au pus-o pe pat cumva, încet, încet, încet și știți cum simțea? Ca și cum ar fi pus peste ea o mare povară, oasele alea care erau puse acolo pe pat. Urla, și noi o auzeam, urla și spunea, de ce m-ai născut mamă ca să sufăr în lumea aceasta? Și bunica stătea lângă ea și plângea. Mămica mea era însărcinată cu fratele meu, cu al patrulea copil,
și plângea mămica continuu în fiecare zi. Părinții mei primeau tot felul de vizite așa ciudate și spuneau: pregătiți-vă de înmormântare, ați cumpărat sicriu, v-ați cumpărat haine negre, pregătiți-vă că Dumnezeu o duce acasă. Și într-o zi a venit sora Eva. Sora Eva e o soră de culoare și a venit la noi acasă, sora aceasta, o femeie a lui Dumnezeu, o femeie deosebită. Și s-a uitat la ea și a zis: mi-e milă de ea. A început o rugăciune și în timpul rugăciunii Domnul a vorbit în felul următor: dacă voi vă veți cerceta și veți repara ceea ce trebuie să reparați în viața voastră, eu, Domnul, voi lua steagul de doliu, îl voi da la o parte și voi pune în locul lui un steag alb de biruință. Dar ce, poate Dumnezeu să vindece cancerul? Poate Dumnezeu să vindece uscarea oaselor? Aici spune, mi se topeau oasele. Și la mătușa mea asta erau oasele, erau pline de cancer. Ce doctor poate să pună bisturiul lui sau aparatele lui sau laserul lui și să intre în măduva fiecărui os din corp și să scoată cancerul afară? Poate vreun medic de pe pământ? Nu, dar medicul ceresc poate să facă. Slăvit să fie Domnul! Și să știți că așa a fost. Bunicii mei au plâns atunci și au zis: Doamne, știm care e domeniul din viața noastră unde n-am mai lucrat. Ei s-au mutat de la țară în anii 78 și n-au mai dat în numele Domnului nimic, pentru că s-au împrumutat, au luat bani împrumut să-și cumpere casă la oraș. Și vă dați seama, au luptat bieții de ei aproape 10 ani ca să-și plătească datoria și acum au rămas restanță și Domnul a văzut. Și a zis: dacă vă veți repara problema asta, eu voi veni și voi intra și voi lucra. Și au luat bunicii porcul. Aveau un singur porc pentru iarnă, l-au luat, l-au tăiat și l-au dat în numele Domnului. Și au zis: Doamne, atâta putem să dăm, bani nu avem, dăm în numele Tău. Părinții mei, era atunci cecul, noi eram 3 și urma al 4-lea, au pus câte 5.000 pentru fiecare la cec. Au zis să aibă fiecare atunci când vor crește. Au zis părinții: Doamne, nu ne mai interesează banii, ne interesează vindecarea, vrem să vindeci. Și-au luat banii și-au dat la săraci, nu mai avut nimic. Și a venit Dumnezeu și a intrat cu vindecare, fraților. Și știți cum a lucrat Dumnezeu? Nu instant, că Dumnezeu lucrează ca și zorile dimineții uneori. Astăzi era mai bine, mâine mai bine, poi mâine mai bine, mai bine, mai bine, mai bine. A început să umble, a început să mănânce, a început să se refacă, s-a dus la control și nu i-au mai găsit cancer, fraților, că Dumnezeul nostru vindecă cancerul din oase, lăudat să fie Domnul. Avem un Dumnezeu minunat. Dar vedeți, păcatul e ca un cancer în oase. Și așa trebuie noi să-l vedem și nimeni în lumea aceasta nu poate să vindece cancerul decât numai Dumnezeu. Poate este o mamă care are pe suflet, conștiința ei încărcată, are un avort sau două sau 10, cum am auzit că am mai întâlnit cazuri de genul acesta. Vine Dumnezeu și spune: vrei să scapi de cancerul ăsta din sufletul tău, de păcat? Da, Doamne, vreau! Fii iertată, fii eliberată, fii vindecată și Dumnezeu îți dă biruință. Poate este un copil care e neascultător și nu poate să asculte de mama și de tata. Poate este cum am avut la noi în biserică, un băiat mergea și cum primea bani de la părinți, încă și fura pe părinți. Mergea la jocuri și pe jocuri acolo își dădea toți banii, lua bani împrumut de la oameni, pe jocuri, la jocuri era. Până a venit Domnul și l-a căutat acolo și a zis: vreau să scot cancerul ăsta din oasele tale. Era așa de impregnat de durerea asta a jocurilor și de dragostea asta a jocurilor, că nici noaptea nu putea să doarmă și stătea pe la cazinouri. De ce? Asta face păcatul, ne impregnează total. Uitați-vă, păcatul este boală în oase. Versetul 4, tot din Psalmul 32. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Ce înseamnă asta?
izvor, izvor care seacă. Poate că ai avut în casa ta, în familia ta, poate ai avut în ograda ta, în grădina ta un izvor și nu mai văzut că se retrage, se retrage și seacă. Țin minte că lângă Cluj, la Corpadea, era o femeie a lui Dumnezeu, sora Saveta, avea o fântână cu apă foarte bună. Dar la un moment dat, apa asta i-a secat. A coborât, i-a secat, nu mai avea apă. Și într-o zi un frate din Cluj, fratele Sandu Borz, trece pe acolo. Și el n-a știut care e problema. Sora se gândea, era bătrână, zice, depun armele, nu mai ies cu nicio lucrare nicăieri, sunt alții tineri, o să mă duc la Domnul. Și s-a terminat. Și iese o lucrare în felul următor. Cât despre tine, femeie, încă mai am de lucru cu tine, să nu te oprești din lucrare și ca semn că mai am de lucru cu tine, am să-ți dau apă în fântână. Auziți? De unde să știe omul ăla că ce-i în afară, ce-i cu fântâna? Sora atâta s-a bucurat de tare, zice, hai frate să-ți arăt fântâna. Avea un capac, a ridicat capacul, zice, uită-te, uscată frate. Ascultă, soră, zice, dacă Dumnezeu a vorbit, așa se va întâmpla. Și în următoarea zi, apa iară era sus, o trimis-o Domnul. Apa în fântână asta interioară și sora a început iară să prorocească, pentru că era vasul Domnului și a prorocit până la 92 de ani, când a dus-o Domnul acasă. Așa să țină Domnul toți prorocii, plini de suc și vers, până la capătul vieții lor. Vedeți, asta înseamnă păcatul, un izvor secat. Izvorul vieții din mine secat și asta înseamnă păcatul. Uitați-vă în psalmul 38, următorul psalm de pocăință a lui David. 7 cântări a făcut omul acesta prin care s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Și aici, uitați-vă, spune versetul 1, nu mă mustra, Doamne, în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, căci săgețile tale s-au înfipt în mine. Ce înseamnă păcat? O ploaie de săgeți. Ești în război și vine un păcat și altul și altul și altul și altul și ești ciuruit, ești terminat de păcate. Așa să te uiți tu la cel din familia ta care e plecat pe căile lumii. Nu-l mai lovi, nu mai striga la el, nu-i mai spune păcătosule, ticălosule, nemernicule, astea nu-s bune acolo. Ăla bietul de el abia se târăște, nu știu dacă mai pâlpâie ceva viață în el. Omul acela e ca un om ciuruit de săgeți, de gloanțe în război. E ca un rănit de acela care poate e acolo jos, vai de el, e ca un rănit. Fratele Miclea din Fodor a fost în al doilea război mondial și după vreo 3 ani de stagiu militar, de război, cum a fost, a primit învoiala să plece acasă. Și pe când să plece acasă, un om fără înțelepciune, fără minte, nu știa, era un rus. A crezut că fratele Miclea e omul nemților și l-a mitraliat. I-a mitraliat picioarele. A căzut bietul de el, vai de el. Și până la urmă, acolo jos, cum a fost scurs așa de sânge și vai de el, cum era, au venit doi și l-au luat și l-au pus pe o targă și au zis să-l ducem, să-l rezolve cineva, îl ducem la un spital. La un moment dat o zis, auzi, hai să nu-l mai cărăm, că atâta e de greu, uite, deja a murit, dar el mai mișca un pic pleoapele, atâta mai putea, mai era scurs tot de sânge. L-au legat cum au putut, i-au făcut garouri la picioare și îl duceau spre spital. Și în mintea lui a strigat către Domnul că nu mai putea vorbi și a zis, Doamne, Doamne, fă ceva și pune milă în inima oamenilor acestora. Și unul din cei trei, șeful lor, deci erau doi care mergeau cu targa și unul era șeful lor, a zis în felul următor, câtă vreme pâlpâie viața în omul acesta, nu-l lăsăm aici. E crimă să-l lăsăm aici. Dacă voi nu vreți să-l duceți cu targa, îl iau eu în spinare. Și l-a luat în spinare și așa l-a dus. Fraților, surorilor, cei care sunt loviți de diavolul și sunt lume, câtă vreme mai au viață și pâlpâie viață în ființa lor, mai este nădejde de întoarcere. Slăvit să fie Domnul! Doamne, atinge-te de prinșii noștri de război!
Și dacă ei nu se pocăiesc, Doamne, am vrea noi să ne pocăim pentru ei, Doamne. Să te atingi de ei, Doamne. Mi-a plăcut foarte mult, fratele Presecan, e bătrânul bisericii noastre. Și la un moment dat a auzit de o mamă, mama asta, mama a 12 copii, dacă nu greșesc, și urma al 13-lea și era grav bolnav, avea cancer femeia asta și trebuia să nască și era într-o situație cumplită, nu putea să nască. Și spunea doctorii, dacă vei naște, mori, ori tu, ori copilul, dar sigur tu mori, că copilul nu prea are treabă, dar tu mori. Și fratele Presecan era la o seară de rugăciune și așa de tare a pus la inimă problema asta, încât a început să plângă și a zis, Doamne, femeia asta e la sute de kilometri, eu nu mă pot duce acolo, dar știi ceva, eu cred în locul ei și îmi fac ungerea în locul ei. Uite, așa își făcea ungerea bătrânul. Și Doamne, știi ce, așa cum îmi fac eu ungerea, du-te tu cu mâna ta și fă-i tu ungerea acolo. Și s-a dus Domnul și s-a atins de femeia aceea și a putut naște și acum mai mamă între copii. Doamne, atinge-te de prinșii noștri de război. Era într-o situație, vă mai spun iarăși lucrul acesta, pentru că aș vrea ca Domnul să dea toată necredința la o parte, fraților. Era într-o situație un băiat și a fost și eu, băiatul ăsta era tânăr, nu? Călin îl chema și a fost și el identificat cu hepatită. Și hepatita asta urma să meargă spre ciroză. Deja era acolo, aproape ciroză hepatita. Era foarte, foarte distrus ficatul lui. Și s-a dus undeva la rugăciune și era un proroc, un om al lui Dumnezeu, care oricum, peste câteva zile a murit. Asta e culmea ironiei, măi. Cum lucrează Dumnezeu printr-un om aproape mort era omul ăsta. Și s-a ridicat de acasă, a zis, mă trimite Domnul undeva, unde? Acolo, și s-a dus. Nu era departe, era la vreo 10 kilometri. S-a dus, l-a dus cineva cu mașina pe prorocul ăsta. Și când a ajuns acolo, mai erau și alți oameni ai lui Dumnezeu și l-au înconjurat pe tânărul ăla, pe Călin, care avea hepatită. S-au rugat pentru el și la un moment dat prorocul, care era bolnav, s-a uitat la el și a zis, tu crezi? A zis, nu cred. Știți ce i-a zis? Și asta ar fi bine să o practicăm și noi astăzi pentru toate cauzele acestea. Frate, votul tău de necredință nu ține în fața lui Dumnezeu. Aici suntem 7 care credem și tu ești unul care nu crede. Votul tău nu stă înaintea lui Dumnezeu. În numele lui Iisus fii vindecat. Și pe loc Dumnezeu l-a vindecat pe tânărul acesta. S-a căsătorit, locuiește în Germania, are copii, nu mai are hepatită. Dumnezeu l-a vindecat pe loc. Votul celor care au plecat, care zic, nu mă mai interesează de pocăință, de biserică, de mântuire. Nu mai vreau familie, nu mai vreau să te văd, nu mai vreau nimic. Votul lor nu ține înaintea lui Dumnezeu. Hristos cu noi fac majoritatea, fraților. Nu diavolul, nu demonii, nu păcatele, nu viața stricată, nu ceea ce este în lume, nu! Ce în voie mai tare decât ce este în lume? În voie Hristos, în voie Duhul Sfânt, în voie puterea de la Rusalii, în voi sunt puterile veacului viitor, în voi strălucește slava lui Hristos. Și astăzi trebuie ca Domnul să se atingă de cauzele acestea. Dar vreau și doresc din toată inima să scoatem afară tot ce e rău din viețile noastre și atunci să vedeți cum ne ascultă Dumnezeu. Zice Domnul, vreau să vă ascult, vreau să mântuiesc, vreau să eliberez. Doamne, ascultă-ne! Și mergem mai departe. Uitați-vă tot în Psalmul 38. Păcatul este o greutate veșnică, versetul 4. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu. Ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine, o greutate. Poate că îl știți pe fratele Duțu Mărgăian, unii dintre voi, tatăl meu, deci tăticul meu, a copilărit cu familia Mărgăian și erau prieteni foarte buni. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva. Acolo în munte, de unde sunt ei de la Lupșa, de lângă Câmpeni, fratele Duțu a fost trimis de părinți cu un car să aducă lemne din pădure și s-a dus și tăticul să-l ajute. La un moment dat, calul s-a speriat
și-a răsturnat căruța aceea sau carul acela plin cu lemne, l-a răsturnat și sub el, nu știu cum a căzut acolo, era Duțu, era fratele ăsta, păstorul, pe care îl știți voi. Și ăsta era strivit încet, încet, încet de greutate. Uitați-vă, păcatul e o greutate mare. Simțea că nu mai are aer. Și în momentele alea a început să strige la tata meu, ajută-mă, dar cu ce să te ajut? Că eu nu sunt așa de puternic să împing un car plin cu lemne, așa de greu carul ăla. Și mărturisea tăticul și spunea, în momentele acelea am strigat la Dumnezeu și am zis, Doamne, dă-mi puterea lui Samson. Și zice, am împins odată carul și zice, l-am pus pe drum. Cine a făcut lucrarea aceasta? Duhul Sfânt. Cine poate să scoată o greutate, că nu e un car de lemne, nu? Asta e o greutate mult, mult, mult mai mare. E o greutate, un păcat, al doilea, al treilea, al patrulea. Și numărăm numai 10 păcate să facem pe zi. În 100 de zile, sunt 1000 de păcate, nu? În 365 de zile, sunt 3654.000 de păcate. În 10 ani 40.000 și facem socoteli matematice, nu? În 70 de ani ajungem departe, departe, avem sute de mii de păcate. Cine poate povara asta să o ia de pe noi? Cine poate? Avem o cântare în care cântăm și spunem, El purtata pe umerii săi povara lumii. Nu numai povara ta, povara unei lumi întregi. O planetă de oameni de pe pământ, 7.300.000.000 de oameni care au păcătuit atâtea sute de mii de păcate, miliarde, miliarde, miliarde de păcate sunt acolo. Și toate aceste miliarde de păcate adunate, dacă vreți, într-o mare de păcate și acolo să meargă cineva și să scoată esența păcatelor într-un pahar și stă Hristos în grădina Ghețiman și spune, Tată, dacă e posibil depărtează paharul de la mine, dar totuși nu cum voiez eu, ci cum voiești tu, și ia paharul și îl bea. Și când urcă pe cruce și stă răstignit, se roagă și spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și în timp ce el stă acolo, spune, s-a isprăvit și inima lui se rupe. Și inima lui se rupe. De ce? Pentru că te-a iubit. Pentru că a vrut să-ți ia păcatele. A purtat păcatele tale, păcatele mele, păcatele noastre. Sunteți iertați? În dimineața asta, cine crede că poate să fie iertat, să ridice o mână înaintea lui Dumnezeu. Eu cred în iertarea lui Hristos. Eu cred în spălarea sângelui lui Hristos. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Domnul poate să te ierte. Cine crede că în familia lui Domnul poate să ierte pe cel plecat departe? Cine crede? Și în familia noastră avem pe un tânăr cu numele de David. Doamne, atinge-te și de el, dar atinge-te și de ceilalți care sunt plecați departe. Avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Fraților, e început de an 2023. Dacă Domnul Hristos în dimineața asta și-ar retrage sângele de la mine, eu aș fi pierdut, 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 pierdut. Faptul că Domnul Hristos te-a iertat pe tine, te-ai sculat din pat și ai simțit spălarea sângelui, e minunea lui Dumnezeu. Ești o minune a lui Dumnezeu că ești iertat, că ești iertată. Lăudată să fie jertfa lui Hristos. Păcatul. De ce să-l minimalizăm? Păcatul a coborât pe Hristos dintre îngerii lui Dumnezeu, dintre cei 24 de bătrâni, dintre cele 4 făpturi vii din slava veșnică. Păcatul l-a făcut pe Hristos să devină rob. Du-te tu și încearcă să fii furnică, ți-ar plăcea? Ți-ar plăcea să ajungi între viermi? Ți-ar plăcea să te miști acolo și să nu mai ai haine, să nu mai ai confort și să stai într-un pământ rece, iarna înțepenit ca un vierme? Ți-ar plăcea lucrul acesta? Dar la o scară mult mai mare, Hristos Domnul își lasă veșnicia, își lasă hainele slavei, lasă cântările îngerești, îi lasă pe sfinți, cetele de sfinți și coboară între noi ca să fie ca noi, să ia un trup ca noi, să ducă foame și sete, să fie somn, să fie obosit și mai mult decât atât,
să se ducă și să plângă în fiecare noapte și să spună, Doamne, ajută-i pe păcătoșii ăștia, ajută-i pe viermi, du-te, roagă-te pentru viermi. Te-ai duce? Nu, nu te-ai duce. Și apoi să ia crucea în spinare și să urce un deal și să cadă și să-l piciuiască și să-și întindă mâinile între cer și pământ și să strige, Eli, Eli, lama sabachthani, cine a făcut lucrul acesta? Păcatul! Și să stea acolo 6 ore în arșița soarelui și apoi să închidă ochii și să moară Dumnezeu, să moară pe pământul oamenilor și să-l ducă să-l pună într-un cimitir și într-un mormânt rece. Cine a făcut asta? Păcatul. Păcatul este cununa de spini pe capul lui Iisus. Păcatul e spinul, păcatul tău e spinul care împunge fruntea lui Hristos. Păcatul tău este sulița care străpunge inima. Păcatul tău și păcatul meu este crucea pe care e pironit Hristos. Păcatul este moartea lui Hristos, dar moartea lui înseamnă viața noastră, lăudat să fie Domnul. Astăzi poți să fii eliberat de patimile tale. Nu-i trebuie lui Dumnezeu un an. Țigările care poate le-ai avut în buzunar, poți să le arunci la coșul de gunoi. Hristos e viu, Hristos trăiește. Sticla pe care o luai în mână altă dată, o să vezi, o să ai o scârbă și o greață de ea. De ce? Hristos trăiește, sângele lui are putere. Îți plăcea să te uiți la femeile altora și nu-ți mai plăcea de soția ta, să vină Domnul și să dea un duh nou și statornic în biserică. Să ne placă de cerboaica pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, izvorul pe care ni l-a dat Dumnezeu și pe care trebuie să-l iubim. Doamne, cercetează-ne și pune credincioșie între soț și soție în ziua aceasta. Și merge mai departe, psalmul 51, un alt psalm de pocăință, uitați-vă aici. Păcatul este o carte, Doamne, în ziua asta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele scrise în cartea păcatului. Păcatul este o haină murdară, Doamne, în ziua aceasta spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea care s-a pus pe hainele mele. Păcatul este o boală mortală, versetul 2. Doamne, în ziua asta curățește-mă de păcatul meu. Doamne, cercetează adunarea întreagă și pune noi un duh nou și statornic. Și nu ne lepăda, Doamne, de la fața Ta și dă-ne iarăși mântuirea Ta dumnezeiască. Aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului. Haideți să facem o rugăciune de cercetare, fraților. Și așa cum a făcut bătrânelul nostru, s-a uns pe frunte pentru altcineva. Haideți noi să ne mărturisim pentru cel care e departe. Nu o să-l mai lovești așa tare când o să zici, Doamne, mă doare pentru asta pe care o știu, pentru asta și pentru cele pe care nu le știu. Mă doare pentru drogul pe care l-a consumat. Mă doare pentru femeile pe care le-a văzut și a mers cu ele. Mă doare pentru alcoolul pe care l-a luat. Mă doare, Doamne, te rog frumos, atinge-te de el. Dar înainte de toate, haideți să mărturisim înaintea lui Dumnezeu necredința. Eu vă spun, în dreptul lui David avem și noi un băiat în familie, David îl cheamă, e frate cu soția mea. În dreptul lui de multe ori nici nu ne-a mai rugat și am păcătuit, să știți, am păcătuit. Ăsta e un păcat. Samuel a zis, departe de mine să păcătuiesc, să nu mă mai rog pentru voi. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea la toți, din nou, credință că Domnul poate rezolva toate problemele. Tot ceea ce ați pus aici pe bilețele, mai întâi a citit Dumnezeu gândul tău și după aceea l-ai scris pe hârtie. Tot ce scrie aici. Și în dimineața asta, ca Dumnezeu să lucreze, haideți să ne mărturisim. Doamne, cercetează-ne. Amin.